Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din zodia Scorpion ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră și vom extrage 5 mesaje de la persoana dragă pentru dumneavoastră. Și 3 sfaturi de la aceste bilețele. Și haideți să începem cu mesajele de la persoana dragă. Primul mesaj pare foarte rece și distantă. Dacă sunteți în separare, se pare că și-ar dori să vă exprimați sentimentele, să-i spuneți dacă mai țineți la această persoană. Sunt influențat de prieteni și de familie. Poate de aceea s-a ajuns la distanțarea dumneavoastră de această persoană. Te voi contacta curând pentru că dorește să discutați și să găsiți o cale de împăcare. Nu vreau doar vorbe, vreau fapte. Pentru că îi păreți rece și distantă, vrea să-i demonstrați că mai țineți la această persoană, dar nu doar prin vorbe. Sunt confuz și nu știu ce vrei de la mine, iată. Deci clar, trebuie să-i spuneți clar dacă mai țineți la dânsa. Și dacă mai doriți împăcare și eventual să aveți o relație cu această persoană. Haideți să vedem ce sfaturi avem de la aceste bilețele. Este ok să fiți egoiști din când în când și nevoile dumneavoastră sunt importante, bineînțeles. Muncește pentru a trăi, nu trăi pentru a munci. Deci trebuie să vă mai și relaxați. Dacă ați încercat să vă detașați de problemele cu această persoană, concentrându-vă pe muncă, se pare că trebuie să faceți o pauză, să vă odihniți, să vă relaxați. Și să încercați să găsiți o soluție în această relație, să vedeți dacă se mai poate face ceva sau nu. Când îți dorești ceva, acționează. Iată. Deci, comunicați cu această persoană, spuneți-i ce simțiți pentru dânsa și încercați să ajungeți la un numitor comun. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag pe viitor. La revedere!